Sănătate, numai bine tuturor. Bine ați venit din nou la emisiunea noastră După Blocuri, aici unde stăm și bem o bere, fumăm o țigară și povestim din nou idei. Chestia e că ce vă voi povesti acum, nu prea am cu cine să povestesc. Ideile astea, că ba nu-s băgat în seamă, ba îi depășesc, sau, da, nu știu, habar n-am, nu poate să gândească așa departe. Mie mi se pare că s-a făcut o mare nedreptate în care suntem toți implicați. Și nu acum s-a făcut nedreptatea, noi avem de suferit de pe urma poate a 100 de ani. Da, acum 100 de ani poate. Sau poate chiar după Revoluție. Nu știu sigur, dar mă gândesc și eu așa. Cine știe să-mi scrie în comentarii dacă știe ideea asta, dacă știe la ce mă refer și dacă are argumente. Vouă nu vi se pare anormal ca să trăiești în țara asta, adică să te naști în țara asta, nu neapărat în țara, în orice țară, că nu numai la noi e problema, ca e problema cam în toate țările astea mai dezvoltate, cred, dar poate nu e așa mare ca la noi. E vorba de terenuri, terenurile țării, da? Astea au fost împărțite mai de mult, o și-au luat boierii, care au avut, au luat cea mai mare parte de teren, și la ăștia mai de capul lor, atunci la, când a fost răscoala aia de ludat pământ, în 1907, la fraierime le-au dat și lor câte ceva. Da, vă dați seama că boierii au luat cea mai mare parte. Dar când și-au luat părțile astea, ei nu s-au gândit la generațiile viitoare care vor veni. De exemplu, asta este, eu cum îs, da? Îs copiii mei, copiii voștri, copiii copiilor mei și copiii copiilor copiilor mei și așa mai departe, care normal trebuia să gândească, mă, vor veni generații, trebuie lăsat ca fiecare, odată ce se naște în țara asta și cetățean român, trebuie să aibă partea lui de teren, unde să-și facă o casă, să-și, nu știu, să-și facă ceva. Mie așa mi s-ar părea normal. Dar din cauza egoismului și grija, adică oameni care nu s-au gândit la altcineva, s-au gândit numai la ei. Oameni de ăștia n-ar trebui să ne conducă niciodată, care să gândesc numai la ei. N-ar trebui să fie nicio funcție, n-ar trebui să ocupe nimic. Faza e nu că, na, suntem, nu suntem, eu zic că suntem egali, toți. Eu aș fi făcut în felul următor. Parcele care sunt destinate pentru viitoarea generație. Încet, care să nu le poți vinde. Adică da, eu mă căsătoresc, primesc o parcelă de teren unde pot să-mi fac o casă și să-mi fac o grădină sau ce vreau eu, dar cu condiția să nu o vând. Așa ar trebui. Să nu o poți vinde. Asta este, nu o poți vinde. Îți faci casă, nu știu ce, după aia da, o poți vinde dacă vrei. Dar până nu-ți faci casă, să nu poți vinde nimic. Eu cred că în viitor, copiii de azi sau copiii de mâine își vor da seama de neregulile astea care s-au produs acum 100 de ani, poate la Revoluție, ilegalități acolo, fraude, și vor da statul în judecată. Eu cred că se poate verifica toate chestiile astea, proveniențele, de unde îs. Pentru că am auzit mai multe chestii, lucrând pe taxi, i-am auzit cum să fac șmecherile cu terenuri. De exemplu, în primării, vă dați seama că acolo au
moștenitorii, mai trăiesc, nu mai trăiesc. Vă dați seama că sunt foarte mulți care poate nu au mai avut copii sau s-au mutat din țara asta, mai ales aici în Cluj, sunt mulți care s-au mutat în Ungaria. Nu, nici nu mai știu de terenuri sau așa. Pentru că eu mă gândesc așa, când eram copil, mergeam în Foget și acolo nu era nicio casă, nimic. Și după aia, acum câțiva ani am fost acolo în Foget să ne facem un grătar și a venit unul și cu un jeep de ăla mare și a zis că să mergem de acolo, că e proprietate privată. Mie nu mi se pare. De unde, mă, ai avut tu în Foget teren? Când nimeni nu lucra acolo terenul. Deci era iarbă verde. Era pădure, iarbă verde. De unde, puii mei, ai tu teren acolo? No, în fine, să zicem că poate avea. Da, terenul meu, terenul la copiii mei, unde? De ce nu s-au gândit generațiile dinainte că vor veni și alte generații? Și-or da lor și au zis, bine, lasă că le dăm și la ăștia un pic și apoi s-or descurca ei. Și restul, sute de hectare, la baron, la gropi, la boieri. Și cam așa e. La noi, în centrul Clujului, cam tot e de biserica catolică dobândit, care ei au venit după. Nu știu cum se consideră asta. Dacă tot ți-ai luat țara înapoi de la unguri, ei ți-au luat și terenurile, că n-au fost ei înainte. Nu le-au cumpărat. Venit, paf, le-au obținut, nu știu cum le-au obținut. Trebuie văzut, care-i treaba acolo? Așa cred eu, știi, pui mei, poate nu, nu mă gândesc bine. Dar să presupunem că luăm acum o hotărâre, și ne împărțim tot ce în țara asta. Împărțim tot ce în țara asta. Păi normal să nu ne gândim la generațiile viitoare? Nu știu. Gândiți-vă și voi. Că nu numai noi suntem acum. Acum suntem în momentul ăsta. Dar anii ce vor veni, vor fi alți oameni. Noi vom muri și vor veni alți oameni care, puii mei, vor vrea și ei ceva. Oricum, în mare parte am înțeles că țara, o mare parte din țară e vândută la străini. Așa că generațiile următoare nu știu ce vor face. Sincer. Mai sunt unele sate unde se dă teren așa pentru tinerii căsătoriți, am auzit, trebuie să ai reședință și se mai dau. Atâta tot. Și trebuie luat acum cât să mai dă, că după aia se termină și alea. Și oricum, cine le-a dat dreptul să aibă terenurile astea? Ce? Adică hotărârile astea. De ce? Normal că nu ne-o întreba și pe noi. Dar eu de ce să fiu de acord cu o hotărâre făcută acum 100 de ani? Dacă oamenii ăia nu judecau, nu se gândeau, nu gândeau logic, dacă erau ceva manevre la mijloc, n-am de ce să fiu de acord cu ei, că au fost strămoșii noștri și nu știu ce. Nu mă interesează. Poate că nu au judecat bine. Hai să vedem care-i treaba. Dăm statul în judecată și cerem la antifraudă. Habar n-am la ce trebuie făcut, dar ar trebui făcut ceva și văzut cum s-a dobândit
toate terenurile astea și de ce unii au ori dobândit 100 de hectare sau mai bine, sau sute de hectare și alții numai o jumătate de hectar sau un sfert sau un hectar. Care au fost criteriile pe care s-au dat atâta teren la unii și mai puțin la alții? De ce? Cu ce merite a avut omul ăla să aibă 100 și ălalt să aibă numai 1? De ce? Pentru că ăla a fost mai sărac și ăla altul a fost mai bogat sau ăla a fost cu pile? A fost corupție și mai de mult. Că asta, așa e corupția. Așa e și acum, așa cum mai dă corupție. Și nu numai la noi, că în toată lumea e corupție. Oamenii sunt fraieri. Oamenii acceptă. Oamenii nici habar n-au ce se întâmplă în fiecare zi, în ce manevre fac ăștia după la guvernare. Deci ăștia nu interesează de soarta poporului și ce fac. Ei interesează să-și facă șmecherile, șmenurile, stânga, dreapta, paf, dau legi, păstă noapte, își fac șmenurile, după aia schimbă legile, să nu mai poată facă altcineva șmenuri. S-au mai făcut și se fac și se vor face, cred că, multă vreme. Asta e gândul meu. Tot am vrut să zic, acum am zis. Da. Scrieți și voi în comentarii ce părere aveți despre ideea asta tâmpită. Sănătate numai bine.